Biscuit din George, vom mai citi un capitol și din cartea Arătările și minunile Maicii Domnului, și anume capitolul numit Nestorianismul, care a fost acest eretic Nestorie, care a zis că Maica Domnului nu e născătoare de Dumnezeu, ci doar născătoare de Hristos. Așadar, minuni și arătările Maicii Domnului, Nestorianismul. Nestorianismul este o erezie care și-a luat numele de la Nestorie, patriarhul Constantinopolului. Nestorie, pornit de la principiul filosofic care susține că nu există fire impersonală, iar în Hristos există două firi depline și desăvârșite, poziție pe care o afirmau teologii Antiohiei în duhul lor practic-analitic, a ajuns la concluzia, a ajuns la acceptarea a două persoane în Iisus Hristos, câte una în fiecare fire, cu mare rătăcire. Hristos e una, aceeași persoană, în două firi și două voințe, dumnezeiască și omenească. În Hristos existau două persoane independente și desăvârșite după El. Una a lui Dumnezeu, cuvântul, și cealaltă a omului Hristos. Erizia lui Nestor se referea la scindarea unității persoanei lui Hristos. El credea că cele două persoane există în parte și sunt deosebite una de alta. După el, unirea firilor nu poate să fie supranaturală, adică profundă și lăuntrică, cum spunea Sfântul Chiril al Alexandriei, ci una morală, o legătură lejeră și exterioară, adică cele două persoane cărora le corespund două firi, aveau între ele o comunicare fină, un contact simplu de bună voie, de bună voință, de iubire, un fel de conlucrare morală. Așa credea, acestea erau părerile lui. Acest fel de legătură o înțelegea Nestor atunci când vorbea despre persoana morală a unirii și nimic mai mult. Nestor, despărțind persoana unitară a lui Hristos, a vorbit despre doi fii separați și independenți, adică despre două persoane ale Domnului. Unul era Fiul lui Dumnezeu, iar altul Fiul Fecioarei. Maria l-a născut doar pe Hristos, omul, de aceea el a numit-o născătoare de Hristos. Pe Dumnezeu însă nu l-a putut naște, fiindcă pentru a se întâmpla asta ar fi trebuit să fie și ea dumnezeiască. Iar celor doi fii li se cuvenea două feluri de închinăciune separate. Iată ce complicată și urâtă e gândirea eretică care desparte. Dumnezeu, tot ce prezintă de la El este un paradox pentru mintea omenească rațională limitată. Unul în trei. Unul în trei persoane. Este o taină, ne închinăm în fața ei, nu putem înțelege cum. Hristos este Dumnezeu și om. O singură persoană care are două firi, două voințe. Maica Domnului este Maică și Fecioară. Nu putem înțelege lucrurile acestea decât prin credință, nu prin rațiunea umană. În cadrul punctelor de vedere cristologice a lui Nestorie, amestecarea însușirilor celor două firi este ceva de neînțeles. Ce amestecare putem avea în cazul în care există două persoane depline și desăvârșite, despărțite una de alta și fiecare este purtătoare însușirilor care corespunde? Și ce îndumnezeire a firii omenește poate adopta un asemenea sistem? Deci nu se mai îndumnezește firea dacă nu, în persoana lui Hristos nu este și fir unire ipostatică, adică se unește firea dumnezeiască cu omenească. Dacă fiecare separate, nu mai există îndumnezeirea firii. Deci, orice gândire eretică duce la pierderea mântuirii și a îndumnezeirii veșnice. Și ce îndumnezeire omenești a firii poate adopta în asemenea sistem care dilată și desparte atât de brusc fir și persoane? Caracteristică pentru mentalitatea aceasta este mutilarea firii omenești a lui Hristos, la care au trecut unii teologi extremiști, avându-l în frunte pe Teodor de Mosuefstia. Ca și el, unii susțineau că firea Domnului, golită de puterea provenită din amestecarea însușirilor celor două firi, rămâne deschisă puterilor ei firești, plină de patin și luptându-se împotriva păcatului, evoluând treptat pe câmpul virtuții și desăvârșirii morale.
Nestorianismul constituie raționalizarea tainei despre economia omului, pe care în cele din urmă o anulează. Când a apărut, a provocat o mare tulburare în biserică, care a și condamnat-o, biserica și condamnat această erezie. Martirii lui Jehova și adventiștii. Mulți dintre protestanți, adventiști, martirii lui Jehova, nu recunosc pe Maica Domnului ca născătoare de Dumnezeu, răstălmăcind, după cum obișnuiesc, texte din Sfânta Scriptură și respingând faptul existenței Preasfintei Fecioare. Icoana făcătoare de minuni, Herovo. Această icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, imnul Acatist sau Herovo, care înseamnă în limba bulgară Bucură-te, se află la mănăstirea Zografu și are legătură cu evenimentele ce s-au întâmplat în Sfântul Munte, odată cu venirea aici a trimișilor împăratului Mihail Paleologul și a papei, pentru punerea în practică așa zisei uniri a celor două biserici ortodoxe și catolică, care a fost hotărâtă și semnată de un sinod de la Lyon la anul 1274. În acea vreme, patriarhul ortodox la Constantinopol era Ioan Vecos, care, deși la început a umblat pe calea dreptei credințe, cum puțin o făcuseră, după aceea s-a răzgândit și a devenit susținătorul unirii Bisericii Ortodoxe cu cea catolică, războitor al celor ce se opuneau ei și îndeosebi un aspru și nemilos prigonitor al părinților aghioriți. Mihail Paleologul, om ambițios și viclean, atunci când în 24 iulie 1261, generalul Alexie Stratigopoulos a cucerit Constantinopolul, a făcut avantajat de absența latinilor în campania din Pont, a făcut următorul lucru. S-a încoronat imediat împărat la Sfânta Sofia, după care a avut grijă să-l orbească pe moștenitorul legal al tronului, Ioan Cascari, pentru a putea apoi să îi îmblânzească pe latin și mai ales pe papa, care n-ar fi iertat niciodată o atât de păgubitoare pierderea Constantinopolului, a trecut la împăcare, la recunoașterea întâietăților și privilegiilor, fapt care în esență echivala cu supunerea Bisericii Ortodoxe răsăritene sub jurisdicția papală. În puterea lui Mihail Paleolog avea să rămână competența administrativă și conducerea statală a Imperiului. Astfel, el a trecut la înfăptuirea unor acțiuni regretabile și dureroase pentru realizarea Unirii, care sunt scrise în istoria bizantină și bisericească. Astfel, trimișii lui Mihail al VIII-lea Paleologul au mers la Sfântul Munte Athos și după ce au vizitat, între ghilimele, Protatonul, că sediu, capitala, mănăstirea Protatonului este sediu Sfântului Munte, s-au îndreptat spre mănăstirea Zografu. Într-un loc care este destul de departe de mănăstire și aproape de drumul ce duce la ea, se nevoia un părinte foarte evlavios, care întrucât simțea o mare bucurie duhovnicească în conținutul troparului imnului Acatist, dobândise obiceiul să-l citească stând în picioare înaintea icoanei Maicii Domnului, la care ne referim, de mai multe ori pe zi. Citea Acatistul Bunei Vestiri de mai multe ori pe zi. În ziua aceea, pe când el trăia stări supralumești și cu buzele sale rostea cu putere Bucură-te, mireasă, pururea fecioară, a auzit-o pe Maica Domnului grăind din icoana ei. Bucură-te și tu, părinte al lui Dumnezeu, nu-ți fie teamă, ci aleargă la mănăstire și vestește-i pe frași și pe egumeni că vrăjmașii mei și ai fiului meu se apropie. Cei bolnavi și cei împuținați cu Duhul să se ascundă până ce va trece ispita, iar celorlalți li s-a pregătit cu nună mucenicească. Imediat acel părinte și-a venit în fire și din întâmplarea aceasta minunată a plecat din sihăstria lui și a alergat repede spre mănăstire pentru a vesti nenorocirea ce se apropia și sfaturile Maicii Domnului.
Dar la poarta mănăstirii a cunoscut și a trăit o a doua întâmplare minunată. Acolo stătea și l-aștepta icoana Maicii Domnului din chilia sa, în fața căreia mulți ani a rostit imnul acatist și de la care a auzit același glas și aceeași poruncă. Cu emoție profundă, el s-a închinat, a luat-o în mâinile lui și s-a dus la egumen și la frat. Le-a povestit minunea și le-a făcut cunoscut avertismentul Maicii Domnului. Cu mare îngrijorare, dar și cu adâncă recunoștință, părinții de la Zografu s-au închinat la Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni și au făcut ceea ce le arătase Maica Domnului. Pe cei bolnavi și împuținați cu Duhul, i-au ascuns în locuri nestrăbătute și împădurite. Însă 26 dintre ei mai curajoși, în frunte cu starețul, cu egumenul mănăstirii, s-au închis în turnul mănăstirii și s-au pregătit de moarte mucenicească după îndemnul Maicii Domnului. Peste puțin timp au sosit și uniații împăratului Mihail împreună cu papistașii care îi însoțeau și au început un dialog cu cei zăvorâți. Primii au început cu lingușiri și cu făgăduințe, vorbind despre cele bune și de folos, între ghilimele, mănăstirii și Sfântului Munte Athos. Cei zăvorâți au refuzat cu totul și au fost foarte critici la strădaniile de unire, respingând complet acceptarea papei ca și cap al bisericii și reprezentant al lui Hristos pe pământ. Ultimele lor cuvinte au fost că preferă să moară decât să deschidă porțile mănăstirii și să predea mănăstirea în ascultarea papei și a profanării eretice. Auzind aceasta, latinii și-au vărsat mânia și urgia asupra lor, după ce au încumvrat turnul cu mari cantități de vreascuri și lemne, le-au dat foc. Astfel, părinții aflați în rugăciune au ars, murind în chip cumplit, 26 de părinți arși de vii. Această întâmplare s-a petrecut la 10 octombrie 1274, data la care biserica prăznuiește pomenirea lor, așezându-i rândurile sfinților mucenici. În codexul mănăstirii există un catalog cu numele lor. Atunci când, după nenorocire și după plecarea vrăjmașilor, părinții care se ascunseseră s-au întors, curățind cenușa turnului și adunând moaștele sfinților mucenici, au găsit întreagă și nevătămată icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pe care o luaseră cu ei când s-au închis în turn, spre ajutor și încurajare în mucenicia lor. Cu multe evlavii au dus-o și au așezat-o în nau sub biserica Dormirea Maicii Domnului, unde se află și astăzi. Părinții de la Zografu s-au îngrijit încât candela ei să ardă nestinsă și au numit-o Herovo, ceea ce în limba bulgară înseamnă bucură-te, cuvântul rostit de Arhanghel. Herovo au numit de asemenea și locul în care se nevoia acest părinte sfânt care s-a învrednicit să audă glasul născătoare de Dumnezeu. Spre cinstirea preasfintei născătoare de Dumnezeu, în amintirea minunii și ajutorului dat mănăstirii, s-a rânduit ca la Sfânta Liturghie, în locul chinonicului, să se citească în fața icoanei făcătoare de minuni, imnul acatist. Dar de aici așa procedase și părintele Iustin, la Petru Vodă, probabil că de aici, din această întâmplare cu mucenicii de la Zografu, încât la Sinaxar, la mănăstirea Petru Vodă și la mănăstirile care depindea de ea, a rânduit să fie citit Acatistul Bunei Vestiri în locul Sinaxarului. Povestiri despre monahul care avea în chilie textele eretice a lui Nestorie. Câțiva închinători au vizitat pe Ava Chiriac, preot în Lavra Calamon, lângă Iordan, și au auzit povestirea de mai jos despre o întâmplare ce i s-a petrecut chiar lui. Într-o seară am văzut în vis o femeie foarte frumoasă, cuvios îmbrăcată, în porfiră, însoțită de doi bărbați cu cernici. Stăteau toți trei în fața chiliei mele. Văzând-o pe femeia cuvioasă, am recunoscut-o pe stăpâna născătoare de Dumnezeu, stăpâna noastră, iar pe cei doi bărbați i-am luat drept Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ioan Teologul.
Am ieșit afară și am rugat-o pe Maica Domnului să intre în chilia mea și să-mi dea binecuvântarea ei, dar ea n-a vrut. Eu stăruiam și la un moment dat am auzit-o pe Maica Domnului spunându-mi: în chilia ta îl ai pe vrăjmașul meu, cum mă invit să intru eu acolo? Și apoi s-a întors și a plecat. M-am trezit înfricoșat și îngândurat, încercând să găsesc lucru care alungau pe Maica Domnului din chilia mea. Am petrecut multă vreme cercetându-mă pe mine, faptele mele, cugetele mele, și n-am aflat să fi făcut sau să fi spus ceva hulitor despre Maica Domnului, care să fie păcat ori calomnie împotriva ei. Vrând să izgonesc întristarea și cugetele mele, de supărarea care mă cuprinsese, am luat în mână cartea fericitului Isihie, preotul, ca să o citesc. Însă, deschizând această carte, am găsit, spre marea mea uimire, la ultimele pagini, două cuvinte hulitoare ale hulitorului Maica Domnului, două cuvinte ale hulitorului Maicii Domnului, ereticul Nestorie. Atunci am înțeles că aceste cuvinte erau vrăjmașii preasfinte născătoare de Dumnezeu. M-am ridicat, am înapoiat cartea celui ce mi-o împrumutase, explicându-i ce s-a întâmplat. Fără întârziere, acel frate a tăiat foile care conțineau cuvintele hulitoare a lui Nestore și le-a aruncat în foc zicând: nu voi lăsa să rămână nici o clipă în chilia mea vrăjmașul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.